Asta e ce-a făcut. Asta e ce-a făcut. Asta e ce-a făcut. Ia uitați-vă cum joacă și dă lapte. Dacă îi dați hârtii de 100, ar fi capra mulțumit. Mulțumit pentru un an, ta-ta-ta-ta-ta-ta, că și-a cumpărat tulpan, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, că prințesa, nu te da, nu te lasa, uite oameni în urma ta. Ta-ta-ta-ta, că prințesa, nu te da, nu te lasa. Și-o fata trieză la doară, stați la anul azi vine, o fi capri din erele și le-a dus să joace ele. Asta-i cam putul și se crede prefutul. Ta-ta-ta căprițița, nu te da, nu te lăsa. Ta-ta-ta căprițița, nu te da, nu te lăsa. Capra gătit, nu uitați cât e plătit. Dați la capru un braț din fân și 100 la stăpân. Thank you.
gospodari, gospodari și gospodine și voi tinere copile. Dați-vă pe lângă mine să vă zic ceva de bine. O fi bine, o fi rău, o veni și anul nou. Să vezi fata rumărdară și breton în fruntear și un paton de catifea, că nici n-ai banui ca ea. Dar să o vezi pe-a lui Moșghiță, parcă-i doamna doctoriță. Vindi tata, porcul, vaca și mă poartă mă la gamba. Vindi vaca pe o rochiță și porcul pe o căciuliță. La urechi cu clopoței, ia mă roata, măi flăcăși! Și urăm cu drag pe aici, voi să nu vă supărați urarea ce mi-ascultați. Eu vă ur la toți de bine pentru anul care vine. Iar acum la încheiere eu vă spun la revedere. La urechi cu clopoței, plug în braț, da măi, flăcăți! Să-i lăsăm pe cei mai mari, au fost și sunt vechi plugari, au arat și-au semănat, doftean în lung și în lat. Au oprit și-au poposit, la paradă sunt vestiți. Eu vă pup și mulțumesc pentru ceea ce urez. Vă urez la toți de bine pentru anul care vine. La urechi cu clopoței și încă o dată mai frumos! Șapte idealuri și șapte voi, grămăjoară mai flăcăi, răzumați-vă în călcăi și strigați, scuteți-o în hei! Fructuier de trei migdale, din fundul doftenii în vale, la răscruce dintre ani, o mână de gospodari, vredniți și cu inimi mari, ne-am trezit dimineșoară să trăgem brazdă prin țară. Așa e obiceiul, frate, când dai câte un an la spate și aștepți altul să vii, să vă aduc cu bucurie. Cetină verde de brad, obiceiul am păstrat și mere din tată în fiu, așa ca argintul hiu. Haideți pentru obicei, mai strigați odată, hei! Frunzuliță, foica, focul, domn primar, uite e capra, e porcul, asta e vorb, a, să fii sănătoși. Ia covoară de cărnați, o bucată de cărnați și o bucată de slănină, lungă așa, cât o prăjină, cât capota la mașină să ne ajungă o săptămână. Să ne mai dați să te o hârtan, să venim și în cealaltă an. La urechii clopoței și încă la doi flăcăi! Și-am plecat de la Dolhești să vă aduc un sac de vești. Vești din lumea adunate și la mine sac bagate. Și v-aș spune și tot spune și mai rele și mai bune. Dar să vede pe fereastră cum pe masa dumneavoastră stă un dita mai cu coș, lângă o sticlă cu hin roșu. Stă o gâscă picurechi, rumină până la urechi. Gâsca asta bată-o sfântă, ne-am odată în gât cuvântul. Geaba stric, geaba ignesc, nu pot să mai povestesc. Geaba boi inindem când tot face gâsca semn. Băi, flăcăi de trei barale, trageți brazda mai la vale. Trageți brazda după șură, la tigaie cu friptură, că așa spune la scriptură, mai și pe la prăjituri. Mai strigați la urături! Și-am arat și ieri pe o coastă și-am avut mare năpastă. Am dat plug într-o proptie, ne-o înțepenit cotigă. Am dus boi în hambar și cotiga la hierar. Gazdă dragă, știi ceva? Noi avea te întreba. Nu ai șișcă pentru boi și un gâsac frit pentru noi. Dar dacă n-ai gaz de șișcă, poate nici carne de gâscă. Un colăcuț din ei da, noi cu drag te vom ura, până hierarul apuca să repare potiuga.
Doamne, binecuvântează casa care se urează, cu ușor tras de boi și plucari vestiți ca noi. La urechii clopoței și încălează-vă! Domn primar, voi aveți primar în sat, cum nici nu v-ați așteptat. Are școală, facultate și muncește pe dreptate, nu ca alții dinainte. Facultatea au făcut doar că au plătit tribut. La urechii clopoței, să-l mai slăvim, flăcăi! Gero așterne flori de gheață pe sub geni și mustață. Tot mai bine-i stat în casă, cu vinișor bun pe masă. Să mai ai și cozonac, să primești flăcăi din sat. La urechii clopoței și încă o dată, măi, flăcăi! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, cine să trăiască? La anul și la mulți ani, domnul primar, cinstiti gazdi! Da. Bună ziua și bine ați venit la festival de datini și obiceiuri de anul nou și de Crăciun în localitatea noastră Dofteana. În calitate de reprezentant al comunității, declar deschis festivalul de datini strămoșești din localitatea noastră, din comuna Dofteana, și vă spun tuturor bine ați venit în localitatea noastră. Stimați cetățeni, toți cei care sunteți prezenți astăzi, sunt sigur că nu sunteți din localitatea noastră, ați venit inclusiv din toate colțurile județului Bacău și nu numai. În calitate de gazdă, încă o dată repet, bine ați venit la noi și vă așteptăm și cu o altă ocazie să fiți prezenți alături de noi. În spatele meu se află plugușorul din satul Cucuieț, care, după cum ați observat, a venit un plugușor cu 4 boi, cum nu prea se mai găsește prin alte locuri, nu că nu se găsește plugușor, nu prea se găsesc voi, știți dumneavoastră de ea, înjugați. Doamnelor și domnilor, alături de noi pentru buna desfășurare a activității de astăzi se află, pentru siguranța cetățenilor din localitate și nu numai, se află prezenți poliția municipiului Onești, care se subordonează inspectoratului județean de poliția județului Bacău, jandarmeria județeană Bacău, inspectoratul pentru situații de urgență a județului Bacău, îi vedeți în fața noastră, poliția din localitatea noastră, de la poliția rurală, și nu în ultimul rând, poliția locală care se subordonează primarului comunei Dofteana. Aș vrea să vă informez, programul nostru de astăzi, după cum ați observat, este acela: deschiderea cu plugușorul din satul Cucuieți, ceata de urși din satul Cucuieți, care imediat o să urce pe scena încălzită de noi. Apoi urmează câteva cete de urători și așteptăm ceata urșilor din satul Seaca, care dumnealor n-au mai debutat pe scena din fața primăriei Dofteana decât în urmă cu 65 de ani. Deci vin odată la 65 de ani. Dar cu sprijinul autorității locale din Dofteana, vă promit că ce o să-i vedeți în fiecare an pe această scenă. Deci vom avea, după scena care va fi plină cu urși de la Seaca, apoi ceata urșilor din satul Larga și ceata urșilor din Dofteana la orele 15. Aș vrea să vă informez pe toți că Consiliul Local Dofteana, la propunerea primarului, a stabilit următorul program în această noapte. Am dedicat la orele 0, la orele 24, și am dat o denumire, întâlnire cu fiii satului din Dofteana la orele 24 în fața primăriei Dofteana,
la piațeta din fața primăriei, unde avem peste 150 de șampanii, peste 800 de pahare de șampanii, în care doresc să mă întâlnesc cu toți fiii satului, să ciocnim o cupă de șampanie și să cântăm cu toții la mulți ani. În calitate de reprezentant al comunității, încă o dată vă vorbesc. Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit în număr atât de mare alături de noi. Cu siguranță o să fie mult mai mulți, o să vedeți dumneavoastră. Vă doresc vizionare plăcută, vă doresc la cumpăna dintre ani, la mulți ani, și să vă dea Dumnezeu un an nou, mai bun, plină de căldură sufletească, alături de cei dragi. La mulți ani!
bucuroși, bine v-am găsit sănătoși, cu această ursoaică mică care nu știe să joace de frică. Păi dar de frică n-o juca, dar Sfântul Neculae e mâna mea. Șălălăi, vine ursul de la munte, vine ursul de la munte, nu mă coate și-n genunche, nu mă coate și-n genunche. Șălălăi, și se apropie de sat, și se apropie de sat. Păi la neveste cu bărbat, la neveste cu bărbat. La neveste cu bărbat, la neveste cu bărbat. Șălălăi, ceartă cu vecinele, ceartă cu vecinele. Păi le mâncai găinile, le mâncai găinile. Șălălăi, ceartă și cu gospodarii, ceartă și cu gospodarii. Le mâncai boii și caii, le mâncai boii și caii. Șălălăi, harnică-i țiganca mea, harnică-i dracu s-o ia, harnică-i dracu s-o ia. Șălălăi, puse-i oala să o lea, puse-i oala să o lea. Să o lea duminica, să o lea duminica. Șălălăi, duminica nu se lea, duminica nu se lea. Și-o lăsară pe lunea, și-o lăsară pe lunea. Și eu răsturnat oala, și eu răsturnat oala. Șălălăi, pintreiță și o scoată, pintreiță și o scoată. Treci o scoapă din șalate, treci o scoapă din șalate. Șălălăi, pintreiță și furcei, pintreiță și furcei. Treci o scoapă din furcei, treci o scoapă din furcei. Șălălăi, mor capilă jabră mare, mor capilă jabră mare, scală-te două picioare, scală-te două picioare. Șălălăi, să te vadă oricare, să te vadă oricare, oricare, oricine, că tu mă ascult pe tine. Șălălăi, nu mai asculta tu zău, nu mai asculta tu zău, dacă trică de ceară, dar se frică de cea rău. Șălălăi, că cea rău-i pironi, că cea rău-i pironi. Pentru corpul tău gătit, pentru corpul tău gătit. Șălălăi, și-i făcut de-un moș de-al meu, și-i făcut de-un moș de-al meu. Măsura pe corpul tău, măsura pe corpul tău. Șălălăi, și când a murit moșneacu, și când a murit moșneacu, mie-ți-a mie toiacu, că mie toiacu. Șălălăi, și cu el să cârmuiesc, și cu el să cârmuiesc, între neamul ursăresc, între neamul ursăresc. Ți-ai pus dracii talpa pe sus, nu ți-a frică nici de mine, nici de dracu, nici de urs. Thank you.
întâlnit cu pădurarul, pădurar cu amechii mei, arma mână el o ține. Pădurare, pădurare, n-ai văzut un urs mai mare? Era boala într-un pârâu, fugărea boala un bu. Bă, începea buncănii, pădurarul mi-l lovi. Mi-l lovi în cap golanul, ăștia surcii lui Haiganu. Băi frate, dar ar Dumnezeu să dea ce a fost pe aici așa. Sănătate și bucate pe vasă să aveți de toate. Sănătate și mult spor, la mulți ani la tuturor. Și iar verde trei arțări, la nu și la mulți ani! Cucuieți, vă mulțumește, vă urează un an nou fericit și la mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Trăiască dofteara, trăiască domn primar! Come on!
Mulțumim ceții de urs din satul Cucuieț. În primul rând doresc să-i mulțumesc în mod special lui Titi Hanganu, cel care conduce această ceată de urși. Și totodată vreau să vă informez și pe dumneavoastră că ceata urșilor din satul Cucuieț au fost prezenți la Consiliul Județean Vaslui cu câteva zile în urmă. Pe data de 29 au fost prezenți la primăria orașului Slănic, iar în cursul zilei de ieri, împreună cu ceata de la Dofteana, au participat la marea paradă de datini și obiceiuri strămoșești în orașul Comănești. Vreau să le mulțumesc în numele Consiliului Local, în numele aparatului de specialitate și al meu special, celor care s-au implicat, familia Hanganu, ceilalți care sunt în spatele lor. Din aceste motive vreau să le înmânez o diplomă de excelență, un premiu în bani, un colac mare pentru continuitate și să-i așteptăm și de altă dată tot la fel în aceeași formație. Iată că în urmă cu 8 ani, când această scenă era mai mică, m-am hotărât să o fac de 300 de metri pătrați și a devenit neîncăpătoare. O să-i sprijinim în continuare cu tot ceea ce ne stă în putință și scena mare loc și mai încolo ca să o prelungesc. Încă o dată mulțumesc tuturor celor care au organizat această ceată și astăzi sunt prezent aici în fața noastră. Vă rog să le dați o șampanie, premiul în bani, o diplomă de excelență, o cupă, scuzați-mă, și un colac. Încă o dată repet, în această noapte la orele 0, la orele 24, vă aștept pe toți unde vom vizualiza un frumos foc de artificii. Avem avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, bineînțeles, avizul favorabil, îmi atrage cineva atenția, un aviz favorabil și vom da în bune condiții acest foc de artificii. Vă așteptăm la un păhărel de șampanie. Vă mulțumesc și la mulți ani!
ați oprit dobilii, băieți! Bună ziua! Aho, aho și la mulți ani! Bună ziua, gospodar! Om cu dare de mână de la noi de prin comună, din Dofteana Cucuieți, larga care mai sunteți, ascultați o urătură, tăiava-ți plugul în bătătură, plug bătrân cu osie, ca mura pe loze, și-a luat-a și cuțitul de țeavă pe pământul. La ureche copăței și la picioarea clopăței! Acum că am venit să urăm comuna, cum uram așa prin glaie, ne-am oprit la Inglie, ne-am oprit la primărie. Multe să vă povestesc pe aici de se vorbesc. Iar până ce trece anul, să începem cu primarul. Marele om din popor este domnul Ioan Bujor. Mi-am pus gândul să mă însor într-un sat, într-o comună, să-mi aleg o fată bună, harnică și frumușică, să te liști pe boc o stică. Când mănâncă, morfăiește, când bea apă, te stropește. Când am băgat-o în o gradă, voi au început să ragă. Am avut vă doi purcei și am murit de frica ei. Era cel vițel vărgat, a luat poarta în cap și a fugit până a crăpat. Mâneați, băi! Apropo de domnul primar Ioan Bujor, muncește mult și se zbate, care vreo trei mandate. În primul, când a intrat, de treaba asta și a apucat. La Cucuieți, la noi, la deal, a făcut cămin cultural. Și de școală s-a apucat, pe rând le-a modernizat. Iar când a finalizat tot, a făcut sala de sport. Ca așa merge pe la noi, pregătire mandatul 2. Ia mai mânați, măi! Să vezi fata lui Neagâță, parcă-i doamna doctoriță. Se unge cu pudră și arifie, cu un kilogram bădie. Unsă toată până la coate, dar de foame nu mai poate. Vine maică să și-o întreabă, ce mai faci tu, fată dragă? Ia că, mamă, mă trudesc, pudrele să miroșesc, să fiu frumoasă, să intre domn Bujor în casă. Mâneați, băi! Câștigător când s-a aflat, pe treaba s-a și băgat și comuna a făcut rondul, peste trotul își face podul. Basculante și buldozere face asfalt pe lozie. Las că merge că ești pe câmp, fiindcă poda e și strâmb. Trebuie să mergi încetrișor ca să zbori din decor, dar să nu se placă a pus asfalt și pe seaca. Circulă lume destulă că și ei oameni din comună. Să prindă comuna viața, a făcut iute și piață. I-a trecut prin cap să facă, Doamne, loc pentru copii să facă. Une dragă ați mai văzut voi, parc lângă groapă de gunoi. Scuzați! Mulțumesc! Slăbuță de 18 ani să-l facă de gologan. Restul stau și se hrănesc. Vedeți burțile cum le cresc. Așteaptă să intre salariul și ling în urechi primarul. Scuzați! Că și treaba merge așa și muncește care și cum vrea. Mânați, măi! De orat am mai ora, dar e închisă primăria. Că angajații au plecat la Brașov la schiat. Am plecat și noi acasă, nu mai avem... Nu mai stăm la ușa voastră, că dacă ați plecat la schiat... O să așteptăm acum să avem un an mai bun. Sănătate și la mulți ani, la anul și la mulți ani. Mânați, măi! Trească Dofteana! Mulțumim că ne-ați primit! Mulțumim că ne-ați primit! Ceata, Mascați, Cucuieți, Comuna Dofteana!
mulțumim urătorilor din satul Cucuiesc, trebuie să ne mulțumesc așa cum le-am mulțumit la toți și bineînțeles în calitate de reprezentant al administrației publice locale trebuie să ne asumăm cu toții tot ceea ce s-a urat și știți dumneavoastră criticile din totdeauna îndreaptă situația. Deci anul viitor nu mai plecăm la schi, rămânem aici pe scenă și vă așteptăm. Vă rog un pic de liniște, vă rog să coborâți jos de pe scenă în mod civilizat, urc o ceată de mascați din câte cunosc urători de la Dofteana și rog ceata urșilor din satul Seaca care se află în zona la poarta mică al primăriei să înainteze către scenă. Poliția locală! Poliția locală! Scenii cine dorește. Lăsați porțile deschise, toți copiii care ei nouă vizibilitate maximă și ceilalți pot să poftească aici pe spațiul nostru verde. Vă rugăm să putem permite celor de la Seaca să se apropie de scenă. Apoi urmează larga. La urechi sunt pe noi! Ia mai mâna cu ei! Venim tot mai din Catania, am venit cu campania. Campania electorală, cum a fost ea, prea murdare. Cum nu s-a văzut în țară, aho, aho, oameni sărmani, oameni buni și voi primari. Dați-vă lângă perdere și ascultați vorbele mele. Dați-vă lângă fereastră și ascultați vorbele noastră.
Al noi suntem la hotar, după cum e an de an, și se bucură tot satul trecând dintr-un an în altul, căci anul ce a trecut, lupte grele ați avut. Buzatul și cuchiții voi, exact ca de șocoi, au pierd ca vrut bancioc să scoată lumea la vot. Ruga ne-a fost în zadar, buzona e și primar. Ia mai mâna, mă! Au plecat cu barbandin, supărat și umilit. Chipticoi a dimisionat, Buzatul s-a pensionat. Dar nu-i nimic adevărat, cu toți i-a urmat același slogan. BNA e suveran, scriu povești nemuritoare, Dragalie celebră mare. Vorbiți mai băieți voinici, candidați și benefici. La inundații ați umblat cu camera de filmat, ce ați apăsat și pe un rahat. În loc să ajutați oamenii afectați, umblați să remunerați, dar nu cu bani, cu afișe și cu ziare, la alegerile locale. Ia mai un altă! Și Sigoiul cel vestit, cred că a nebunit, a plecat din evidență ca să ajungă excelență. Excelență n-a ajuns, doar un fel de popătun. Aliat cu domnul Omeală, a început el o răscoală. Și cu domnul Dragalici, care e un măscărit. L-a luat și pe domnul Buzatu ca să pună el otarul. Dar e sărac pentru că au încercat cu toții, așa cum mai fac doar boții. Să ia puterea în mâini, lătrând ca niște câini. Ia mai mâna, bă! Aho, aho, de anul nou! Ați avut parte de un bou. La alegerile locale, numai muritori de foame. Un bou de la PNL care s-a dus cu gura în pe. Veniți tocmai din Izil, ajuns fără buletin, de pe lângă Gorgova, aproape de Prahova. Un tâmpit italic s-a primit un benefic. Lângă el numai ziene, ca chica de Izile. Căutând și el un os, dar e bou de la Gendor. A venit după cuscus, cu chiloții în sfântul. Și se dă băiat de ora și se-i trece băștinat. Toate astea noi le știm, de pe Facebook-ul de plin. Ne-a ajutat nepotul său să aflăm ce e mai rău despre un fișorul său. Ia mai mâna, bă! Buzatul și-a făcut casă cu banii în plafon din clasă. Și cu carnea din afumătoare a oamenilor cu valoare. Că el nu a fost în stare să crească niște animale. Acesta e un șopoi, tot timpul pe locul doi. Făcând o mare alianță, dar au luat o mare lacanță. De la oamenii din sat, că nici ei nu au votat. Știu că e un mafios, pune tot, mănâncă tot. Și se crede important, dar rămâne tot pierdan. Ia mai mâna, bă! Bă, lumea răscă la poartă ca un bou vacă la șteapă. Controlează uneori oamenii descobitori, că de noi îl bagă în culpă, totdeauna în cur îl pupă. O putoare obosită de penele îndrăcite. Acesta e ca profice, să trăiți, domnule vice, și se dă mare Gheorbanu, mai ce vă că domn Balcanu. Are o reședință mică, chiar la serviz, la milică. Chiar de n-are un sfat să dea, bea și el câte cafea. De la unul, de la altul,
E un trădător săracu. Simulează cotizația, așteptând indemnizația. Ia mai minați, băi! Monicul pe când vorbește, mușcăm în acel hrănește. Tot timpul a fost ajutat cu o vorbă, cu un sfat. Dar în ochii tuturor a rămas un trădător. Și a rămas tot cum a fost un rahat la fel de prost. Se gândește doar la post, cum apa umblă sub soare, dorminte pe de afară. Venind din grabă din trisat, a căzut mor de bea. Dacă nu-l trezeau băieții, îi furau marafeții. Spărgându-i geamurile și spărgându-i ramele. Ia mai minat, băi! Domnul primar, mergeți pe post. Păcalea pe mare tot prost. Cu gunoi are probleme. Vă spuse mai devreme. Socoteala îi dau de furcă. Acesta mereu se încurcă. Biserica nu-i mai convine că el e un mare câine. Ia mai mânat, măi! Așa a avut o opoziție, care tot timpul e pe poziție. Pe poziție așa ești nouă, să ne pupe, de la cur până la ouă. Îmbrăcați doar în costume și mâncând rahat la lume. Că ei vor face cum pot, dar au luat-o pe la pot. Podul era început, de primarul priceput. Omul a făcut biserici, nu ca ei în biserici. Că ei au luat-o și o asistentă, fiind o fată eficientă. Noi am mai avut bărbații, s-a culcat cu toți, ca frații. A ieșit să comenteze, chiar în ziare se posteze. Ia mai mânat, băi! Noi aici terminăm. Datorii nu mai avem. V-am urat puțin, dar bine, că doar nu venim și mâine. V-am urat, v-am semănat, sper că nu v-ați supărat. De ora să mai ora, dar nu suntem de școală. Suntem de la Vazul, în Saga Țăvar, Tancui. Suntem de la Suceava, o se trage cu țava. Ia mai vedeți, doi! Da, mulțumim chete de urători de la Dofteana. Vă rugăm să coborâți pe partea aceasta. Vă așteaptă la doamna Brăstan cu mașina tractorul pe care aveți. Cine este conducătorul chete?
ziua, bună ziua, bucuroși, nebucuroși, bine v-am găsit sănătoși. S-am venit cu această spaică mică, care nu știe să joace de există. Dar de frică va juca cărbele pe Sfântul Nicolae în mâna mea. Arista, s-a legit, 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 Arista, s-a leg
Mulțumim frumos domnului primar, care ne-a primit cu această căldură pe noi ca și începători aceata ușilor de pe Seaca. Mulțumim și organizatorilor, domnului consilier Sădun Pertalan și domnului părinte Hegeși. Vă mulțumim cu dată și vă dorim un an nou fericit și multă sănătate. Mulțumesc organizatorilor de la ceata din satul Seaca. Uitați dumneavoastră, un sat care aș putea să spun ca și număr de populație este cel mai mic, are până în 500 de locuitori și uitați ce ceată mare au adus. Vedeți dumneavoastră, vă spuneam la început, cei care au participat la deschiderea festivalului, faptul că satul Seaca a venit în urmă cu 65 de ani. Deci, acum 65 de ani au fost prezenți aici la primărie pentru a prezenta acest festival de datini și obiceiuri. Prea mulți nu știe să le spună mai multe. În calitate de reprezentant al comunității, mulțumesc în mod special consilierului Dăduț Bertalan, consilierului Hegeci Pănică Ștefan Zis, pentru faptul că s-au implicat și a ieșit ceea ce vedeți dumneavoastră, o ceată mare. Și nu numai. Dacă ați observat echipamentul pe care dumnealor îl poartă, dacă ați observat acești fari, cearlăi, cum spunem noi, toți au la fel așa ceva. Chiar m-am explicat și eu în momentul când mi-au adus la cunoștință că dumnealor vor să organizeze și să facă ceată de urți, iată că în localitatea noastră avem 7 sate și 4 cezi de urs. Asta ce înseamnă? Larg are ceată, Cucuiețu are ceată, Ștefan Vodă are ceată, Seaca are ceată și așteptăm pe ceilalți consilieri din Dofteana să facă și ei anul viitor o ceată. Să-i vedem cum vin aici în fața dumneavoastră cu ceata urșilor. Încă o dată, mulțumesc tuturor care s-au implicat, profitând de ocazia faptului că sunteți în număr atât de mare
aici vreau să vă informez că în această noapte la orele 24 vom avea o întâlnire numită Întâlnire cu Fiii Satului, acolo unde vom da și un frumos foc de artificii cu avizul favorabil a Inspectoratului pentru Situații de Urgență și cu aprobarea consilierilor locali de la Consiliul Local Dofteana. Vă doresc numai bine și la mulți ani! Cu viile aveți tractor, restul vai de capul lor. Așa-i frate pe la noi, unii trag ca niște boi, umblă prămânziți și goi, iar alții au de toate, trăiesc bine în palate, stând la mese îmbolșugate, tot cu burțile umflate. Gogonele ca traviți, ia mai mânați, măi băieți! Așteaptă, măi creștine, că o să ducem noi mai bine, cu bani de la Europa, dar să vină atunci popa să ne ducă în dealul spirii, că ne drumul fericirii, fără dric și parătas, cu cristiu și cu sicriu și vată nas, la ureche clopoței, fusta babii măturoi, mânați, măi, plăcuri! Oaie verde cu curuz, Doamne, greu am mai ajuns. Toate merg cu dosul în sus, am ajuns așa de greu, dăm din rău în rău mai rău. Câte guverne am schimbat, toate au fost de rahat. Ei toți au îmbogățit, iar noi mult am sărăcit. Pentru ca domnii deputați, frații noștri emanați, își fac salarii, milioane, mănâncă rahat, bomboane. N-are grijă dumnealor, fiecare legea lor. Fac cu mâitare vila și apoi Dumnezeu cu mila. La urei clopoței, mânați, măi! Și am ajuns și cu amar la becul pensionar, că de ei e vai și amar.
și să le urăm cu carul, cum ne spunea marinarul, să trăiți bine români, să aveți aer în plămâni, aer curat cât mai mult ca să ajungeți la plăcut, fiindcă fajiștea conțin fier, oțel și vitamine, elemente sănătoase pentru sânge, pentru oase, să trăiți bine cu toții cum trăiesc azi mafioții, să aveți câte 7 case cu mare domnul Clause, să străluciți an de an cu chelia, ca chelia lui Traian, ca să trăiți și mai bine, să mâncați multe măsline, că ăstea conțin ulei și o să fiți ca niște lei. Și așa trăiți, și așa bine o să trăiți, până când o să muriți, logonele castraveți, mânați măi! Iar la veții bugetari le dorim salarii mari, ca la domnii parlamentari, care dorm, citesc în seare, ziua în amiaza mare. La dezbate furtunoase se bat căciovar, nu oase. Iar veții alegători mâncă carne de 3 ori, de Crăciun, de Anul Nou, ori de Paștele cailor. Mânați, măi! Acum vă spun tuturor, cum spun la televizor, câte un guvernat când vine, să ne învețe doar de bine. Atunci când vă este foame, nu mai jidiți voi la carne. Și ca să poftiți, vă spui nici măcar ca câmp de pui. Măi, mai bine mănânci bădie, ciulama de păpădie, brusturi făcut plăchie, bătrăgună și cucută, ca să te umple la multă, sau fotbal și mărăcine, să umple râza în tine, un cartof la felul doi, fără ceapă, usturoi, șapăchioară în pahar, nu poftiți la mufălar, țineți minte 5 cuvinte, e mai rău ca înainte, iar dacă n-aveți curele, cumpărați-vă vretele, să vă spunturați că ele, că vin vremuri și mai grele, foie verde trescăiesc, chiuiala măi băieți! Iar la cei de pe la sate, cu călcâile crăpate, amăruți, văzuți de vânt, și-o rămas fără pământ, o rămas săranul frate, cu pădurile tăiate, și fac focul în odaie, iarna cu ciocan și paie. Le dorim să aibă bani, să-și cumpere căsari, să facă și ei grânați cum fac oamenii bogați. În pot să aibă zănină, în beci vin și tescovină, să aibă legume, foame, ca să nu moară de foame. Noi am vrea ca, ca noul an, să-i vedem pe țărani că trăiesc așa cum vor, fiecare cu tractor, cu vile, TV, color, cu combină pe ogor, cu grup, elan și secară, cu 5 logaruri la scară, la ureche clopoței, mânați măi! Iacă plugul am oprit și la omul necăjit, să-l invite și pe el undeva într-un castel, la Revelion, drăceți, cu vizei călugăresc, sau direct în iarbănie, unei cald, mâncări, veție, în cazan sarmale, moală câte o păcătoasă goală, dând din buric și cântând cum n-a avut pe pământ, la ureche zurgălăi, ia mai mânați, măi, plăcăi! La anul și la mulți ani! Ce-i dorit, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Să trăiți? Da. Mulțumim oratoarelor din satul Dofteana, că de fiecare dată au fost foarte frumoși și noi ne asumăm toate responsabilitățile, de așa natură ne-am asumat și criticile. Urmează în continuare ceata urșilor din satul Larga și aș ruga jandarmeria și poliția locală să fie un pic atenți, să permite la ceata de la Dofteana să înainteze către scenă. Mascați de la Haideac, după ce intră Larga, vă rog respectos să intrați aici în careul cu garduri pentru a nu bloca circulația pe drumul județean. Deci vă rog foarte mult! Thank you.
Albă Neagră! Să te vadă orice care.
Thank you.
Din partea cetei de urte la Larga, dorim domnului primar un foarte bun gospodar, multă sănătate, fericire și Dumnezeu să-i dea multă sănătate și ani fericiți să ne fie alături, cum a fost cu toate bunurile care le-a făcut, că nu le poate mulțumi toată lumea. Dorim multă sănătate la întreaga familie dânsului și multă sănătate la comună și la județ și la toată lumea. Un an fericit cu multă sănătate și bucurii. Vă mulțumim din suflet. Către ura! La... Vă mulțumim, domn primar! Da, vă mulțumesc și eu în numele Consiliului Local și al tuturor angajaților din primărie. Vreau să vă informez pe toți căci ceata de la Larga au fost invitați la Consiliul Județean Piatra Neamț, au fost prezenți ieri, au fost invitați la Comănești, au fost invitați la Consiliul Județean Bacău, împreună și cu alte cete, lucruri pe care le mulțumesc celor care au organizat. Mihăiță Apostol, de fiecare dată ne-a învățat, are pe ei lui proprietate personală și uitați-l că este aici. Rog că cei ce organizează, mă refer la jandarmerie, să permite cetei de la Dofteana, după ce urcă ceata de urători de la Hăgheac, să urce ceata la Dofteana, întrucât vreau să mă țin de cuvânt la ora 3, fix să fie pe scenă așa cum este programat și așa cum sunt în grafic. Vă mulțumesc tuturor celor care ați organizat de la Larga, primiți de la noi o diplomă de excelență, Mihăiță, vin în pace, te rog, așa, o șampanie, o cupă și un colac. Iar repet, în această noapte, la orele 24, avem o întâlnire cu fiii satului, unde vă invit la un păhărus de șampanie pe toți. La mulți ani! Cu ajunul, pe la casă și bordee,
ale noastre obicei. Noi am venit ca să arăm, dar nu știu unde să brăzdăm. În grădină sau în țarnă, unde vă luat de seamă? Băcă în grădină s-a arat usturoi asemănat, usturoi și harpa cică, rimuri șavră de purcică, că nu i-a spus capul la fum înainte de Crăciun. Că și tata când era, la fel ca mine pleca, mărere pleca cu un plug cu patru boi și urmă cu o sudi oi, peste mulți și peste voi, tras din sprazda, băi flăcăi! Dar eu n-am nici boi, nici un can, i-am dat la gospodari, ca să iau ceva pe rale, să dau la copii mâncare, mâncare și de îmbrăcat, că vă zeci îmi stau în pat. Mititei și burduhoși, eu Crăciun mă așa cu borș. Ia mai îndemnați, plăcăi! Intru în casă, amărit și supărat, măsa lor dormea în pat. Frică în casă, șoarecii juca pe masă. Când mă uit eu mai atent, mi-o roz buricul la băiat. Ia mai mânați, băieți! Dacă am văzut că nu-i de trai, cu Gheorghe și Neculai, am plecat în alte sate, unde sunt fete bogate, bogate de nu prea pia, ca de cele nu ne vrea, de cele scurojite, de spinare înțepenite, purtau buzele văpsite, nu-ți cunoască scăzmânjite, de cârnași cată alboși, de colivă la moși, ia mai mânați, frătăi! Și mergând în coala vale, mi-a ieșit o babă în cale, cu ochii că strașina, cu capul cât banița, la fel ca și bubnița. Luați, băieți, fata mea, ei, mătuși brăstorică, fata e prea mititică, nouă ne trebuie țesătoare, să mai pun să-i fac picioare, picioare din lemn de fac, ațese, dar nu e drag, peste muri și peste voi, ia mai mânați, măi! Unde apără cu untură, se punea babe pe tras, pe curându-i mult din nas. Oh, 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 încet, încet, că se rupe plugul, se strică meșteșugul și nu știi să-l mai dreagă decât moș cu o stică creangă. Frunzuliță de șteșar, la mulți ani, domnul primar. Pentru domnul primar, toată larga îl solicită că s-a muncit și s-a străduit și foarte frumos pot ne-a făcut. La anul și la mulți ani, pentru domnul primar, de trei ori ura! Thank you.
camere așa de pescate, bănuiesc că după un pic vine să-i facă ajutor social. Așa care piterii așa se întâmplă, înțelegeți dumneavoastră. Deci încă o dată repet, mulțumesc curătorilor din satul Haideac și celor din satul Larga și vă așteptăm, iar pe scenă va urca ceata din satul Haideac. Ah!
Băi, moașul sunt doar de acasă, moașul sunt doar de acasă. Ca o țigancă frumoasă, ca o țigancă frumoasă. Băi, de frumoasă nu-i urâtă, de frumoasă nu-i urâtă. Dar are rapă la purtă, tot mai urâtă de-a Arita sari din bar, arita sari din bar. Și strică în gura mare, și strică în gura mare. Adă te-a făcut țigare, adă te-a făcut țigare. Unde paralele tale, unde paralele tale. Așa ia urca să sare și la lanțul de mâncare. Cine vrei, cine vrei. Tu n-ai grijă nici de mine, nici de casă, nici de urs. S-ai pus, hai tu, barba tu. Yeah!
Trăiască ceata doftenilor! Trăiască domn primar! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul orice doriți, zile senine și fericire, nu te-am să trăiți, la mulți ani să trăiți. La anul și la mulți ani și la mulți fericit. Mulțumesc organizatorilor care au organizat ceata de urși de la ceata Dofteana și pe dumneavoastră vreau să vă informez, această ceată a jucat pe scena din municipiul Botoșani prima dată anul acesta, deci printre primii, dar în ultime 5, 6, 7 ani au fost la Botoșani. Au fost la Consiliul Județean și Prefectura Județului Bacău, au fost la municipiul Moinești, au fost ieri la Comănești, unde acolo unde au fost, au obținut diplome și locul întâi. Vreau să mulțumesc în mod special domnului Mihai Viorel, care de fiecare dată, mai ales anul acesta, la presiunea și la rugămintea mea, să organizeze ceată, căci cei tineri nu vreau să se îngrămădească prea mult. E organizată în forma pe care îi vedeți dumneavoastră. Cred că ați observat și costumele pe care le au pe ei. Cei care veniți în fiecare an și vizualizați cețele de urs, cândva vedeați irozii fără coifuri, îi vedeați cu acele crăciunițe pe cap, uitați că s-a schimbat situația. Acum au coifuri, au ciarlăie, au echipamente, ursare și nu mai vorbesc și de peine de urs pe care le vedeți dumneavoastră. Gândesc faptul că la anul va mai crește încă o ceată, ca să avem 5. Anul acesta am avut pentru prima dată în ultimii 65 de ani, am avut 4 cete de urși. Ne-am încadrat începând cu orele 12.30, uitați că este 15.30 și ne-am încadrat cu toate cețele. În calitate de reprezentant al comunității, de fiecare dată, am fost prezent pe această scenă începând cu anii 2008, de când sunt la conducerea administrației publice locale. În fiecare an am făcut același apel și v-am invitat ca noaptea de Revelion la orele 0, la orele 24. Vă rog respectos să fiți prezenți în piațeta din fața unității administrativ-teritoriale, unde vom asista cu toții la un frumos joc de artificii cu avizul favorabil a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Vă mulțumesc că ați participat în număr atât de mare, parcă a fost astăzi, să zic așa, ca niciodată, sprijinindu-ne și vremea de afară, dar vremea nu am dirijat-o eu, primarul, știți dumneavoastră, organizează aproape tot, mai puțin vremea. Vremea a fost dată de Dumnezeu, pentru care mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru felul cum s-a desfășurat. Nu am avut niciun fel de incidente până în prezent. Sper să nu avem nici de acum încolo. Vă doresc, așa cum v-am transmis pe postul de televiziune TV Kid, ca sărbătorile de iarnă, ca colindele, urăturile care se vor transmite de acum încolo, să vă găsească pe toți sănătoși, cu multă bucurie, cu multă căldură în sufletele dumneavoastră și de mâine încolo începe iarăși o zi, un an nou fericit tuturor în anul 2017. La mulți ani!